Gerul a mai făcut o victimă azi noapte în județul Bacău, unde s-au înregistrat minus 14,5 grade Celsius. Un bărbat de 76 de ani a plecat seara de acasă și spre dimineață a fost găsit fără viață degerat. În ultimele zile, alte 5 persoane au murit înghețate în zona Moldovei. Și nu doar oamenii suferă de frig, ci și animalele. O familie de lebede era cât pe ce să moară prinse în apele bocnale unui lac. Bărbatul care a murit înghețat avea 76 de ani și locuia în comuna Găiceana din județul Bacău. Zilnic fiul lui îl vizita și se îngrija ca bătrânului să nu îi lipsească nimic. Aseară i-a făcut focul în sobă și apoi a plecat la familia lui. După două ore a venit să verifice dacă totul este în regulă, însă tatăl lui dispăruse. Fiul l-a căutat prin curte și prin grădină, însă nici urmă de bătrân. Abia spre dimineață l-a găsit prăbușit, complet degerat, pe un drum de la marginea satului, la 2 km metri de casă. Și credeți să l-a frigul? Da, frigul, sigur. Da, pur și simplu, da. Și l-am căutat toată noaptea și l-am găsit. L-am găsit așa. Medicii legiști urmează să stabilească exact dacă hipotermia este cauza morții. Acest val de frig a făcut până acum șase victime. Și tot din cauza iernii nemiloase, dar și a lipsei de organizare în unele școli și primării, elevii rabdă de frig în clase neîncălzite. Într-o comună din Galați, de exemplu, peste 200 de copii învață în săli unde temperatura nu depășește 9 grade Celsius. Foarte frig, Cât e de frig, doamnă? Ce vă zice copilul? De, de, de grade. Un copil dintr-o clasă mai mică a ajuns cu mâinile înghețate, aproape vine acasă. Papa a stat îmbrăcată toată ziua la școală? Da. Haină, trei rânduri de haine, dresuri, colanți, blugi, două rânduri de ciorapi. Familiile celor mici sunt disperate. Le îngheață mâinile pe, pe pix, toți sunt bolnavi, sunt răciți, s-au îmbolnăvit de la frig. După trei zile de chin, conducerea școlii a decis ca elevii să rămână acasă, iar cursurile să se facă online. Nici sălbăticiunile nu sunt scutite de suferință pe asemenea ger. La răștie, în județul Hunedoara, două lebede au rămas prinse în gheață pe o baltă care s-a transformat în patinoar peste noapte. O femeie care trecea prin zonă le-a observat și a cerut ajutor la 112. Pompierii au spart gheața cu o cange telescopică specială pentru astfel de acțiuni. Și în final, frumoasele păsări au început să dea din nou din aripi și nu au mai fost duse la veterinar. Localnicii spun că în aripatele cuibăresc acolo de ani de zi, și că în această iarnă le vor ține sub observație ca familia de lebede să răzbată până în primăvară fără probleme.